Bună dimineața și bun găsit! Astăzi vedem cum tehnologia nu doar că îmbunătățește stilul de viață și ușurează modul de lucru, ci ajută și la depistarea unor probleme grave de sănătate. Și asta într-un mod cât mai rapid și eficient. Cum acest lucru ne spune Mihai Oprea? Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, Bianca! Bine ai venit! În primul și în primul rând, ai nevoie de aparatură. Întotdeauna ai nevoie de aparatură în domeniul acesta, iar cu cât este mai neinvazivă și cu cât este mai rapidă, cu atât este mai apreciată de către clienți. Pentru asta, eu mi-am dotat cabinetul cu un aparat care face scanare de retină. Asta înseamnă că vede pe fundul de ochi. Partea cea mai bună este că nu mai este nevoie de picături de dilatație. Este un aparat foarte performant care reușește să facă o scanare de retină printr-un diametru foarte mic al pupilei. Adică indiferent cât de, nu știu, luminos e în cabinet sau cât de mică este pupila, că așa e ochiul, reușește să facă această scanare completă pe tot fundul de ochi. Iarăși, încă un aparat foarte important care în trecut era urât de către cei care trebuiau să facă această testare, se numește aplanotonometru non-contact. Pe scurt, măsoară presiunea intraoculară, adică ce se întâmplă cu lichidul din interiorul globului ocular și dacă acel lichid pune presiune pe nervul optic și poate să ducă la glaucom. Bun, spune-mi, te rog, cum decurge întregul proces? Acestea sunt aparatele? Da, acestea sunt cele două aparate speciale de care discutam mai devreme, aplanotonometru non-contact și aparatul care face scanarea de retină. În momentul în care clientul se așează la aparat, aici un suport de bărbie, un suport de frunte. Cei care au făcut consultații până acum știu foarte bine despre ce este vorba. Cei care n-au mai făcut află acum că este destul de simplu. Pur și simplu îți pui fața în acest suport și ai un aparat care te fotografiază, ca să zic așa. Imaginea preluată din interiorul globului ocular și de pe retină apoi este transmisă pe acest ecran, iar după ce am făcut scanarea, putem să observăm cu ajutorul unor filtre, da? Dacă acea afecțiune, anomalie, patologie este pe retină, da? Așa cum observați aici această zonă, sau este sub retină. După cum vedeți aici, a dispărut. Ceea ce înseamnă că aveam de a face cu o patologie pe retină, nu sub retină. Da? Aparatul acesta este la fel de simplu, măsoară presiunea intraoculară trimițând un puf de aer către cornee și în funcție de ce rezistență, cât de repede ajunge acel puf la cornee, măsoară presiunea intraoculară. Te rog să te uiți înainte, o să vezi o luminiță colorată, orientează-te după ea. Ok, privește, te rog, înainte și încearcă să nu clipești acolo. Acum să nu clipești, uite, acum îți măsoară fix în interiorul globului ocular, deja se vede nervul optic și venele principale, nu clipi acum. Gata, te poți retrage. Și asta a fost tot. Și asta a fost tot referitor la unul dintre cele mai importante teste, referitor scanarea de retină. Dacă coroborăm scanarea de retină cu măsurarea presiunii intraoculare, avem toți indicatorii necesari ca să îți putem spune stai liniștit, e totul în regulă din perspectiva glaucomului sau hai să te vadă un specialist cu care noi colaborăm, specializat pe patologii de retină sau de nerv optic. Avem aici scanarea de la ochiul drept și o să fac treaba asta. Am pus un filtru de infraroșu. Avem aici nervul optic, avem vasele principale de sânge, avem aici partea centrală, fix aici se propagă lumina. De fiecare dată când fac testarea asta, îmi țin așa puțin respirația, pentru că niciodată nu știu ce să găsești. De asta e bine să ne facem analize periodic, indiferent că sunt de dinți, ochi, nas, păr, ce vreți voi, dar periodic la control.